Cred că pot. O resursă pentru disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Am încredere, nu am încredere că pot face față cu bine situației X, Y, Z. Cu siguranță ați fost în situații în care ați gândit astfel. Vă propun următoarea temă. Gândiți-vă la o situație în care ați continuat cu încredere să faceți ceva deși era ceva dificil, și la alta în care ați renunțat pentru că nu ați avut încredere că puteți reuși. Ce rezultate ați avut în prima situație? Ce rezultate credeți că ați fi putut avea în cea de-a doua situație? Împărtășiți cu colegii răspunsurile voastre. Care credeți că sunt motivele care au stat la baza rezultatelor obținute în cele două situații? Convingerile pe care le avem despre propria capacitate de a obține anumite rezultate în sarcinile pe care le avem de realizat influențează felul în care simțim, gândim, suntem motivați și ne comportăm. Încrederea că suntem capabili să obținem sau să ajungem la un rezultat pe care ni l dorim definește autoeficacitatea. Maria și Daniela sunt verișoare și colege de clasă. Ele urmează să dea un test la matematică pentru care au lucrat împreună. Amândouă sunt foarte bine pregătite, au același nivel de inteligență și aceeași motivație de a obține o notă mare la acest test. Au aceleași materii preferate, aceiași prieteni, aceleași mâncăruri, Chiar și aceleași jocuri preferate. Singura diferență dintre cele două este că Maria este foarte încrezătoare în abilitățile ei matematice, în timp ce Daniela nu crede că se va descurca foarte bine la test, deși s-a pregătit. Care dintre cele două fete credeți că are mai mari șanse să ia o notă bună și de ce? Încrederea că putem reuși are efecte importante asupra efortului pe care îl depunem pentru a realiza o anumită sarcină. Persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate pentru o anumită sarcină vor fi rezistente în fața stresului și nu se vor da bătute în fața eșecurilor. În timp ce persoanele care au un nivel scăzut de încredere că vor putea îndeplini acea sarcină, vor încerca să evite situația. Sau își vor pierde concentrarea convinse că oricum nu vor reuși. De exemplu, un elev care are un nivel mai scăzut de autoeficacitate pentru informatică ar putea evita să se înscrie la concursuri de informatică. Ce ne poate influența nivelul de încredere într-o reușită? Performanțele anterioare, adică succesul de care ne-am bucurat înainte și care ne creează sentimentul de putere, observarea rezultatelor obținute de ceilalți, încurajările primite din partea persoanelor importante pentru noi, emoțiile pe care le resimțim în momentul anticipării sau desfășurării unei sarcini. Gândiți-vă la o reușită personală care v-a făcut să vă simțiți bine. Retrăiți acest succes și răspundeți la următoarele întrebări. Ce anume te-a făcut să te simți cel mai bine? Ce ai învățat? Ce calități sau resurse ai folosit pentru a ajunge la rezultatul dorit? Dacă cineva te-ar fi privit, ce ar fi putut spune despre ce ai făcut? Cum ai interacționat cu ceilalți? Dați un nume poveștii succesului vostru. Prezentați și colegilor povestea voastră, iar pe o coală de flipchart sau pe tablă faceți un inventar al ingredientelor care contribuie la realizarea cu succes a sarcinilor. Ai încredere în tine și în abilitățile tale și vei reuși să obții ceea ce îți dorești. Inspiră-te din succesele anterioare, fii optimist și nu te lăsa influențat de emoții negative care îți fură curajul și încrederea.